și în cameră, că normal trebuia să ne odihnim. El mai făcea abdomene, mai serios? Făcea flotări, se ducea în oglindă, spunea o să fiu cel mai bun, o să devin cel mai bun și așa mai departe. Adică avea chestia asta psihologică. Mergem la Cluj să vedem cum trăiește campioana în exercițiu din Liga 1, acest final agitat de sezon. Avem una bucată Cristian, o mașină gata de drum, un fost mare fotbalist român pe Marius Nicolae. Neața! Neața! Presimt eu că va fi o călătorie foarte interesantă, deci hai să mergem la Cluj. Mulți mă întreabă de Cristiano Ronaldo, mai ales că am fost doi ani coleg la Sporting. Și le explic. Cristiano Ronaldo, în afară de talent, muncea foarte, foarte mult. Făceam împreună cu el cât 1000 de abdomene înainte de antrenament sau după antrenament. Că tot nu ne aude nimeni acum. Asta e legenda? Ai băgat în ele, cum se spune, în presă cu 1000 de abdomene? Nu, asta de la mine o știe cu 1000 de abdomene. Făcea abdomene, dar nu făcea chiar 1000. 1000 de ce? Așa. La judo, sportul care l-am făcut înainte de a face fotbal, pentru a trece la o centură superioară, okay. Da? Trebuia să faci 1000 de abdomene și 150 de flotări. Cam asta era testul pentru... A, și tu ai luat-o după tine pe asta și... Da, eram obișnuit să fac și de asta mi-a rămas cu fix 1000. Cu 1000 mă opresc. Și de aici și el, na, fiind un colegi de cameră, în perioada aceea, nu având vârsta necesară pentru a conduce mașina, îl luam de acasă, lăsam acasă. Ronaldo, cel de atunci, cel pe care nu știa nimeni, cel cu coșuri pe față și cu părul creț, cu părul ondulat și nearanjat. Dădea semne că e serios, lăsăm la o parte talentul, lăsăm aspectul fotbalistic. Da. Era serios de mic? Adică era pe drumul lui, bă, eu vreau să fac niște chestii, eu vreau să ajung undeva, eu trebuie să mă țin de treabă? Da, era, dacă stând cu el în cameră, adică mi se părea exagerat la vremea respectivă. Câți ani avea el atunci? 16 ani. Deci la 16 ani ție ți se părea că e prea serios? Exagerat, pentru că făceam și înainte de antrenament, făceam și după antrenament, dar și în cameră, că normal trebuia să ne odihnim. El mai făcea abdomene, mai serios? Făcea flotări, se ducea în oglindă, spunea o să fiu cel mai bun, o să devin cel mai bun și așa mai departe. Adică avea chestia asta psihologică. De mic, care am aflat-o de la marele campion Michael Schumacher. Ok. Am avut noroc atunci să joc la un meci demonstrativ în care l-am avut pe antrenor pe Alex Ferguson. Eu eram fan Michael Schumacher și am avut noroc să joc în echipă cu el, da? După meci l-am întrebat, călumărindu-l foarte des și ce spune la interviuri și așa mai departe. Explică-mi și mie cum spui tot timpul, eu sunt cel mai bun, am cea mai bună mașină, cea mai bună echipă, o să câștig. Că știi că nu e adevărat, că nu poți să câștigi chiar tot. Cel mi-a zis foarte clar, e chestie de subconștient, eu repetând de foarte multe ori lucrurile acestea, în momentele dificile o să ajung să le crești și atunci asta mă ajută să depășesc momentele alea grele. Același lucru cred că l-a făcut Cristiano, nu știu dacă l-a învățat cineva, că n-avea cine la vârsta aia, dar el tot repetau, o să ajung cel mai bun, o să fiu numărul 1, lucruri de genul ăsta. Și mă uitam așa la el, îți dai seama, eu fiind mai mare, fiind atunci pe val, jucând cu Jardel, cu Joao Pinto, eram printre vedetele echipei, cel mai bun atac din Europa. Râdeam de el, bă, prietene, tu întâi trebuie să ajungi să joci aici, nu vezi că n-ai loc de noi, e mai mult de mâncat. Știi cum era vorba, mai multă pâine de mâncat până să ajungi. Nu, dar el în continuare, asta făcea, repeta, muncea. Familie modestă, fără posibilități extraordinare? Stătea cu mama lui și cu sora lui într-un apartament închiriat de către club. Ok. Da, avea probleme, tocmai din cauza asta, când a venit Giovanni Becali să-l semneze pe Lici pe Quaresma, a cerut o sumă de bani. Mare? 100.000 de euro era contravalorul unui apartament. Că el stă în chirie și vrea probabil să ia mamei și sorei un apartament și să nu mai plătească chirie. Aia a fost șansa lui Giovanni de a avea doi jucători extraordinari, să nu uităm, doar două transferuri dacă le făcea Giovanni de pe urma lor, pentru că Cristiano a plecat la Manchester United, da? Iar Quaresma la Barcelona. Știam că o să ajungă mare, pentru că l-am văzut ce calități avea. Okay. Pe mine m-a impresionat altceva, la forța în picioare. Când vii primele zile la echipă, după vacanță, dai niște testări. Da. Da? Bun. Eu clar lucram în vacanță și eram obișnuit. Și mai ales pe partea de forță,
unde făceam foarte mult cu tatăl meu, stăteam cel mai bine din acea echipă, da? Ok. Bun, a venit, mă uit pe fișele alea și mă așteptam să fiu primul. Și văd acolo ce punct Ronaldo, că m-a depășit. Și am început să mă iau de cine făcea acele teste. Bă, vezi că ai greșit cifrele aici. Și am zis, prietene, ce faci? L-ați băgat pe ăsta mai în față? Că știi foarte bine că e al vostru. Da, și ce crezi? L-a chemat pe Cristiano, l-a pus din nou la aparat cel de împins în picioare. Și așa era. Avea o forță în picioare de mic. Și atunci mi-am dat seama, hopa, acest jucător e bine, e bun de urmărit. Din punctul meu de vedere, Cristiano era peste tot ce era acolo. O detentă foarte bună, o viteză foarte mare, la viteză primul, doar Yannick Jalot, tot un jucător promovat de Berlin, a reușit să-l bată la viteză. La forță era primul. Un singur lucru l-am bătut pe Cristiano, plecarea aceea după loc, primii 2 metri. Quaresma, mai puțin serios, din exterior, a apărut mereu tipul ăsta de mai petrecăreț, mai puțin serios, mai giumbușlucar, mai neserios la antrenamente, adică preferă să fac un dribling în plus, să fac o rabona în loc să dea o pasă normală, să nu știu. Hai da, chiar mie, la un meci amical, în loc să-mi dea centrare normală, mi-a dat rabona și l-am întrebat, dar de ce nu mi-ai dat normal? Păi mi se părea prea ușor. Diferență mare între Quaresma și Cristiano la modul de seriozitate, de muncă, adică pe Quaresma nu l-am văzut niciodată să vină la sală.